supus un asasin al fetiței din Arad a fost filmat când a mutat trupul plăpând într-un geamantan. Le-a spus anchetatorilor că cea mică era agitată, iar el a devenit impulsiv pentru că era copleșit de treburi. Au loc scene tulburătoare în fața spitalului de urgență din Buzău. Bolnavilor li se administrează oxigen în timp ce stau în mașinile personale. Astăzi, peste 10.000 de români au aflat că au COVID. Și a fost ca o terapie de grup de care aveam nevoie. În acești termeni a descris șeful PNL Florin Câțu întâlnirea de astăzi cu cei de la USR. Liderii celor două partide au vorbit despre formarea unui guvern. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Bărbatul arestat preventiv pentru că a ucis o fetiță de 4 ani și jumătate a fost filmat cum ziua în amiaza mare a cărat cadavrul celei mici într-o geantă de voiaj. El a povestit la audier că a reacționat impulsiv pentru că era copleșit de sarcini. Iubita lui năștea la spital când s-a trezit că trebuie să aibă grijă singur de ceilalți doi copii ai femeii. Atenție, urmează scene și detalii cu un puternic impact emoțional. Acesta este momentul în care, după ce a comis crima, suspectul a ieșit grăbit din bloc. Trăgea o valiză pe roți, în care ascunsese corpul micuței. În urma lui alerga, aproape uitat, frățiorul de 3 ani. Împreună au mers la marginea Aradului. Când s-a dus, a chemat un taxi, a plătit 8 lei, a fost însoțit de copilul mic și cu geamantan. Ajuns la cimitir, i-a spus taximetristului, lasă-mă aici. Atunci când a urcat în taxi, nu și-a exprimat o anumită destinație. El a zis, du-te înainte, o să-ți spun unde să oprești și să mă lași. A coborât cu copilul, copilul i-a dat telefonul și cu desene animate. La 20 de metri a descărcat geamantanul, totul s-a petrecut ziua. Individul de 23 de ani l-a motivat procurorilor care au cerut să fie arestat că era copleșit de sarcinile care au căzut brusc pe umerii lui. Să aibă grijă de casă și de cei doi copii mici, în timp ce iubita era în spital, unde îi năștea primul fiu. În plus, a mărturisit că înainte cu două zile de a comite crima, a consumat droguri. De dimineață erau extrem de agitați datorită lipsei mamei, cât și a neîndemânării mele de a mă ocupa de ei. Efectiv, am fost copleșit de toate aceste probleme. Am clacat, am fumat într-un ritm alert două pachete de țigări fără a consuma alimente, iar la un moment dat fetița a devenit extrem de agitată. A început să sare pe mine să mă tragă. În acel moment, nu-mi explic de ce, am lovit-o. A declarat suspectul. Această violență domestică de cele mai multe ori se manifestă spontan. Te-ai enervat foarte tare, sigur, pe un fond de stres sau pe un fond de consum de alcool sau pe un fond de consum de substanțe interzise și nu ai știut cum să reacționezi. În situațiile de stres, unii devin foarte agresivi. Extrem de repede, tânărul s-a hotărât să-și acopere urmele, chiar dacă afară era zi. M-am întrebat ce o să-i spun oare concubinei și am luat hotărârea pe moment să scap de cadavru. Am luat hotărârea de a o înveli într-un cearșaf, am luat de pe dulapul din dormitorul mare o valiză tip troller, apreciind că ar putea încăpea în el cadavrul. A continuat el. Când s-a externat, femeia a vrut să-și vadă copiii. Știa că sunt la bunici. Până la urmă, suspectul i-a spus că fetița s-a lovit accidental în baie. A murit, iar el, deși a ascuns trupul pe câmp, se va preda. Polițiștii au intrat peste ei în casă. Pe el l-au încătușat, iar mama și cei doi fii ai ei au fost duși într-un centru de protecție. Mama este încă în stare de șoc, va rămâne la noi o perioadă cât își va dori. Vom încerca să-i oferim toate serviciile posibile, începând de la a-i căuta loc de muncă, începând de la o sprijini să depășească momentele prin care trece. Dacă va pleca și va pleca din sistem, va fi monitorizată. Femeia de 28 de ani s-a despărțit de tatăl copiilor mai mari în urmă cu un an. Au fost vecini în orașul Buzău, unde au și crescut. Și trimitea copilul ăsta la an rău și ea cerea. Dar ea se judeca, e proces să judecă pentru pensie alimentară. O știați pe micuță? Foarte bine. Când ați văzut-o ultima dată? Astă vară. Nu că frumoasă, frumoasă tare, plâng în continuu. Așa era de frumusică și așa de sprintenă și așa, îi ținea numai după ea, doamnă, unde pleca, cu unul de mână, cu unul de mână. Așa ceva o mamă cu amândoi de mână și până la pâine, dacă se ducea cu ei de mână. Băiețelul de 3 ani, care era în casă atunci când a murit surioara lui, este monitorizat de psihologii de la protecția copilului. El va avea nevoie de consiliere pe termen lung. Zilnic în fața molurilor din marile orașe se formează cozi. Cei mai mulți dintre cei care așteaptă sunt curieri nevaccinați care trebuie să onoreze comenzile unor români la rândul lor nevaccinați. Abordăm subiectul în câteva momente.
Criza sanitară din România intră într-o nouă fază. Tot mai mulți oameni în stare critică sunt tratați de medici în mașinile personale parcate în curtea spitalelor. Se întâmplă de pildă la Buzău. Cuvintele devin inutile în clipa în care vezi bunici cărora li se aduc butelii de oxigen la geamurile autoturismelor. Nu mai există nicăieri paturi și numărul celor care se prăpădesc rămâne mare. Astăzi au fost anunțați încă 451 de morți. Atenție, urmează scene care vă pot afecta emoțional. E conectată de aseară la oxigen, toată noaptea am stat în mașină. Mama mea este la Pampers, i-a schimbat, să-i dea Dumnezeu sănătate, brancardierului. A fost căpoasă, regretă că nu s-a vaccinat, regretă. Aceste imagini tulburătoare au fost filmate în curtea Spitalului de Urgență din Buzău, care s-a transformat într-o secție de primiri urgențe, în aer liber. Oamenii bolnavi stau pe scaune în autoturisme și sunt conectați la câte o butelie de oxigen. Și ambulanțele care ajung aici sunt pline de suferinți, la fel și containerele. Nu are locuri și tratează în mașină. Le pune oxigen, le mai dă câte un medicament, le ia câte o analiză. Presiunea prea mare, sunt doi asistenți la 70 de pacienți, așa ni s-a spus. Și le-am dat accesul în curtea spitalului și am decis lucrul ăsta, deoarece este fric și am considerat că să nu stea la triaj afară la corturi. Majoritatea pacienților vin cu afecțiuni pulmonare destul de ridicate, peste 50%. Numărul celor internați în spitalele din toată țara se apropie de 20.000, iar la terapie intensivă avem un nou record, 1.890 de pacienți. Din păcate însă, pentru 451 de oameni, doctorii nu au putut să mai facă nimic. Sunt trecuți acum pe lista mult prea lungă a deceselor. Sunt pline morgile în toată țara. S-au umplut inclusiv containerele frigorifice aduse în curțile unităților sanitare. Tărgile pe care sunt așezați sacii negri sunt dovada că în aceste locuri a murit speranța. Ce păjenica meu! Ce lejean! Ce lejean! Ne doare sufletul, doamnă, că avem neamuri, avem frați, părinți! Ia uitați și aici, morți! Morți! Dureros este că oamenii se sting din cauza complicațiilor provocate de COVID, chiar și după ce nu mai sunt contagioși. Acest bărbat de 49 de ani s-a îmbolnăvit în urmă cu mai bine de 3 luni. Infecția i-a trecut, dar plămânii săi au fost distruși. S-a stins la câteva ore după ce a ajuns la Institutul Marius Nasta, într-un alt colț al secției. Aici avem un pacient post-COVID, intubat de câteva zile, cu afectare mare pulmonară. Nu are alte probleme de sănătate. La fel ca majoritatea celor de la ATI, nici cei din zona verde post-COVID nu sunt vaccinați. Tot un post-COVID care are necesar de ventilație non-invazivă, permanentă, cu perioade de hipoxemie pronunțată. Un semnal de alarmă vine și din partea medicilor legiști. În Argeș, unde polițiștii au cerut autopsie pentru 10 morți suspecte, în cazul a 8 dintre acestea, rezultatul a fost COVID pozitiv. În ciuda faptului că nu prezentau simptome grave, oamenii au murit fulgerător. Autopsiile au pus în evidență, preponderent în plămâni, cât și la nivelul cordului, multipli trombi. Repet, pe o stare de sănătate aparent bună. La momentul decesului făceau anumite activități diferite, de la pescuit, de la muncile câmpului, de la probleme gospodărești. Singura salvare este vaccinarea, insistă medicii, care văd zilnic mult prea multe situații dramatice. I-aș ruga pe pacienți în sine să caute prospectele medicamentelor care se folosesc în tratamentul COVID și să compare, să le, nu știu, să le listeze, să le întindă pe o masă, să vadă câte efecte adverse există în sine să iei tratamentul pentru COVID în comparație cu riscurile pe care le-ar prezenta vaccinul pentru ei. Să fie suficient de înțelegător că le vrem binele. Nu există nicio conspirație. Nu vreau să mă vaccinez sau nu mi-am vaccinat familia ca eu peste 3 ani să dispar. În România, doar 36,5% din populația generală este vaccinată împotriva coronavirusului.
Și totuși, deși există atât de multă durere, în jurul nostru se petrec lucruri inimaginabile. Un preot din Alba Iulia, confirmat cu COVID, a ținut slujba în biserica plină de enoriași și a botezat doi copii în loc să stea în izolare. Dovadă de inconștiență față de semene au dat inclusiv un medic și două asistente din Mehedinți, care au eliberat adeverințe false de vaccinare. În tot acest timp, un polițist local din Vaslui a fost bătut pentru că nu a lăsat un individ fără mască să intre în hala pieței centrale. Încăierarea s-a petrecut la orele prânzului. În imagini se vede cum polițistul discută cu bărbatul care intrase în piața din Vaslui fără mască. După un schimb de replici, cel mustrat sare la bătaie. Polițistul a reușit cu greu să scape din mâinile agresorului. Individul a plecat apoi, dar a fost identificat și reținut pentru ultraj. Gravă este și fapta unui preot în vârstă de 43 de ani, din Alba Iulia, confirmat pozitiv cu COVID-19 sâmbătă. Și totuși, duminică, a botezat doi bebeluși și a ținut liturghia cu enoriași în biserică, în loc să stea în izolare. Persoana în cauză apare în evidențele persoanelor pozitive ca având măsura legală de izolare la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile. Persoana a fost testată cu test rapid în seara zilei de 30 a 10 a 2021. Inclusiv preoteasa a fost testată pozitiv. Arhiepiscopia Alba Iuliei a demarat o anchetă internă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a petrecut această situație regretabilă. În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Alba Iulia pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Oricine, dacă știe că are boala asta, că are virusul, ar trebui să se izoleze. Polițiștii din Timișoara au descins în cabinetul unui medic de familie din Baia de Aramă, județul Mehedinți. Acolo doctorul, ajutat de două asistente, ar fi vaccinat la chiuvetă, adică ar fi mimat vaccinarea și ar fi eliberat adeverințe celor care le cereau, dar nu voiau să fie imunizați. Îmi pare rău. Nu este deschis. Nu vrem rețetă atâta. Nu se poate. Astăzi nu se poate. Vine degeaba din acest. Polițiștii au pus cap la cap mai multe informații după ce în luna august un pacient internat la spitalul de boli infecțioase a făcut o formă gravă de boală. Inițial le-a spus medicilor că era vaccinat, dar în final a recunoscut că nu s-a imunizat cu adevărat. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals intelectual, fals informatic, uz de fals și zădărnicirea combaterii bolilor. În total, 8 persoane au fost duse la audieri, medicul, cele două asistente, dar și 5 beneficiari. Noile restricții de acces în centrele comerciale au forțat firmele care se ocupă de livrări să se reorganizeze pentru că a explodat numărul de solicitări. Culmea este alta, pentru că mulți curieri nu sunt nici ei imunizați, în fața magazinelor și restaurantelor de unde trebuie să ridice comenzile, se formează cozi. Venim aici, dăm numărul comenzii și dânsii în baza numărul comenzii ne aduc comanda. La orele prânzului, în fața mall-urilor, este agitație. Toți acești curieri care așteaptă în fața mall-ului sunt nevaccinați. Ei nu pot intra în centrul comercial pentru că nu au un certificat verde, așa că trebuie să aștepte ca cineva dinăuntru să le aducă mâncarea în fața ușii afară pentru a putea livra comanda. Iată cum funcționează lucrurile. Practic, noi așteptăm aici să vină curierii care nu sunt vaccinați pentru a putea prelua efectiv comanda de sus și să aducem jos la curier. Suntem două persoane, fiecare persoană ia aproximativ 80 de comenzi. Nu am certificat verde, clar nu mă mai las înăuntru. Eu am certificatul verde, da. Ceilalți nu intră, că le cer certificatele verde la toți. Folosind acest sistem de pick-up, putem preîntâmpina apariția anumitor blocaje care pot apărea în procesul de livrare. Noi am implementat acest sistem de pick-up în marile orașe din România în care există mall-uri, undeva la peste 10 la număr, dar focusul cel mai mare a fost pe București, unde numărul mall-urilor predomină cel mai mult. Sunt însă și situații în care angajații restaurantelor intermediază comenzile. Sunăm restaurantul respectiv, spunem ce comandă avem și ne spun un loc în care să putem să ne întâlnim. Cred că este foarte important ca toată lumea, nu numai cei care fac această, să spunem, meserie, să fie vaccinați. Este un mod de a te proteja. Dacă cei mai mulți dintre noi se vor vaccina, va fi mult mai simplu pentru toată lumea. Cert este că deocamdată unii români preferă să își cumpere online, inclusiv lucruri pe care în mod normal și le-ar fi luat singuri din magazine, dacă ar fi fost imunizați. Aceștia comandă lucruri gen ață și ac de cusut sau produse de bricolaj, cadouri speciale, îmbrăcăminte chiar, sau produse de home and deco,
umbrele, încărcătoare, telefoane și laptopuri. Și pentru că există cerere, pe internet sunt persoane care anunță că sunt dispuse să ajute contra cost. Pentru 10 lei, Ionuț se oferă să ducă oricui cumpărăturile la ușă. Primul rând, sincer să fiu, m-am gândit la mine, să fie o sursă de venit pentru mine, să nu mai stau degeaba. Ei sună, eu recepționez, mă duc, cumpăr și prețul stabilim la final, la când aduc comanda. Au mai rămas 3 săptămâni până când expiră măsura, care le interzice celor nevaccinați accesul în mall-uri, hoteluri și restaurante. Aceasta ar putea fi însă prelungită. Fie că sunt cu chili, trufele, vănțică, busuioc, nucă sau mucegai, Nobil, brânzeturile maturate au crescut surprinzător în vânzări. Ce-i determină pe români să cumpere aceste specialități de inspirație franțuzească sau elvețiană, aflați în câteva clipe. Liberalii au reluat astăzi de la zero negocierile pentru formarea unui nou guvern. Florin Câțu și Dacian Cioloș au discutat despre refacerea coaliției, de parcă vorbele grele aruncate în ultimele 2 luni nu ar fi existat. Sunt optimist, a fost ca o terapie de grup de care aveam nevoie, a spus liderul PNL. Dacian Cioloș a fost ceva mai rezervat. Până nu văd, nu cred. Decizia finală a liberalilor o vom afla abia după ce vor discuta și cu socialdemocrații. Liderii PNL au decis aseară târziu că trebuie să renunțe la ideea de a forma un guvern minoritar PNL-UDMR și că trebuie să reia negocierile de la zero cu USR și PSD. Prima dată, liberalii s-au întâlnit cu foștii parteneri de alianță. A fost o discuție foarte bună, în care a semnat foarte mult și cu o terapie de grup, ceea ce aveam nevoie. Dar până la urmă am discutat despre principii, cum vom putea, dacă vom putea reface această coaliție. Premierul este de la Partidul Național Liberal și am vorbit mai aceea despre acordul pe care îl vom face, acordul coaliției, să fie mult mai în detaliu. Potrivit unor surse politice, delegația liberalilor l-ar fi propus în discuțiile cu cei de la USR, tot pe Florin Câțu premier. Dacian Cioloș i-ar fi amintit însă acestuia că partidul său are o decizie prin care nu mai poate vota un cabinet condus de Florin Câțu. Pentru a nu ajunge la un blocaj, discuțiile despre nume s-au oprit aici, iar cei de la USR au cerut portofoliile care le-au aparținut până în septembrie. Nu mă mai iau după simțăminte, până nu văd, nu cred. Le-am și spus-o colegilor de la PNL că așteptăm să aibă ei discuția cu PSD-ul, pentru că știm că și acolo au fost discuții avansate în ultimele zile, să aibă discuția cu PSD-ul, să-și facă calculele. Pe motiv că USR a pus multe frâne guvernării, o parte dintre liberali doresc o apropiere de PSD, dar socialdemocrații vor jumătate din ministere și funcția de premier. Opțiunile au fost puse pe masă tranșant de Marcel Ciolacu, care și-a schimbat total discursul. Partidul Social-Democrat va merge la consultări cu o propunere de prim-ministru. Marcel Ciolacu ar putea să fie această propunere de premier? Nu s-a discutat încă. Și UDMR a anunțat că va merge la Cotroceni cu o propunere de premier. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, a anunțat că nu ar fi deloc deplasat ca cel mai mic partid dintr-o coaliție să dea șeful guvernului. Președintele Klaus Iohannis va chema cel mai probabil vineri partidele la consultări. Apoi trebuie să facă o nouă propunere de premier. Continuăm cu un caz revoltător petrecut în Brașov, unde un chirurg renumit a fost prins în flagrant după ce a luat mită 8.000 de lei de la rudele unei femei pe care o operase la inimă. Doctorul a fost denunțat chiar de un nepot de-al pacientei, căruia i-a ceruse bani. Bărbatul s-a sfătuit cu un polițist care i-a recomandat să apeleze la Direcția Generală Anticorupție. De ce ați riscat o asemenea carieră ca a dumneavoastră? De ce ați riscat, domnule doctor, o carieră atât de frumoasă? Nici la audieri, șeful departamentului de chirurgie cardiovasculară a Spitalului Județean Brașov nu a vrut să vorbească. Clientul meu n-a dat niciun fel de declarație. Deloc. A păstrat dreptul la tăcere cu privire la acuzațiile aduse. Flagrantul a fost realizat la o clinică privată din Brașov, după ce denunțătorul le-a spus anchetatorilor că a plătit deja 2000 de lei din cele 10 pretinse de chirurg pentru întreaga echipă. Doctorul ar fi cerut ca restul banilor să-i fie aduși la prima consultație postoperatorie, realizată în privat. A doua tranșă s-a petrecut aseară. Am dat restul de 8.000 de lei. La fel, nici nu s-a uitat la ea, nici n-a numărat nimic. Și a băgat în buzunarul la geacă. Mi-a explicat din nou că este pentru personalul pe care l-a folosit.
Banii erau însă marcați, iar în sala de așteptare se aflau anchetatorii, care au năvălit în cabinet imediat. S-a reușit strânge aceste sume și s-a organizat acest flagrant. Acuzația care se aduce domnului medic este luare de mită. Inițial, doctorul a pretins că suma reprezenta plata consultației. Consultațiile se încasează doar la recepție, în urma căreia pacientul sau pacienții primesc bonuri fiscale. Conducerea Spitalului Județean nu a comentat cele întâmplate. Aici, în ultimii 2 ani, s-au făcut investiții de peste 1 milion de euro, special pentru dotarea unei secții de chirurgie cardiovasculară, astfel încât pacienții din zona Brașovului să nu mai fie nevoiți să plece în alte județe pentru intervenții pe cord deschis. Surse din spital susțin că medicul, venit de la Târgu Mureș, avea un salariu de circa 35.000 de lei pe lună. Consiliul Județean Brașov a precizat, în plus, pentru Știrile Pro TV, că a acordat din bugetul propriu stimulente financiare, cu care managerii de spitale pot să recompenseze activitatea celor mai merituoși angajați. Polițistul Marian Godină, cel care i-a recomandat nepotului femeii operate să se adreseze anchetatorilor, întreabă pe Facebook: "V-ar mustra conștiința în locul meu? Pe mine nu." 24.000 de români au apreciat postarea. Primarul Cristian Popescu Piedone ar putea primi o pedeapsă substanțial mai mică decât în primă instanță dacă va fi găsit vinovat în dosarul colectiv. La fel și funcționarii din primărie și 2 ofițeri de la ISU. Curtea de apel București a decis să schimbe parțial acuzația în cazul acestora și a eliminat consecințele deosebit de grave ale abuzului în serviciu. Astfel, pedepsele scad cu câțiva ani de închisoare. Fost primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat în primă instanță la 7 ani și jumătate de închisoare doar pentru abuz în serviciu. Acum judecătorii curții de apel au decis să elimine consecințele grave ale presupusei infracțiuni, ceea ce face ca limitele de pedeapsă să se reducă și ele, așa încât dacă în vechea încadrare Piedone risca până la 10 ani și jumătate de detenție, acum limita maximă nu poate depăși 7 ani. Cum poți tu să spui că nu au avut loc consecințe deosebit de grave când au murit 64 de oameni și au fost răniți atâția tineri? Deci cum? E normal așa ceva? Aceeași decizie a fost luată și în cazul celor două foste subalterne ale lui Popescu Piedone de la primăria sectorului 4. Aurelia Iofciu a fost condamnată în primă instanță la 3 ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu, iar Luminița Ganea la 7 ani de închisoare tot pentru complicitate. Și cei doi ofițeri de la ISU, care sunt judecați și pentru uzurparea funcției, se bucură de o încadrare mai blândă. Magistrații de la tribunal îi condamnaseră la câte 8 ani de închisoare pentru abuz în serviciu cu consecințe grave. Acum, cu noua încadrare, nici în cazul lor pedeapsa nu poate să depășească 7 ani. După ce ai tărăgânat 6 ani de zile procesul ăsta, nu l-ai terminat nici acum. După 6 ani de zile vii și îmi spui că ceea ce s-a întâmplat acolo nu este deosebit de grav? Acum că tot a fost lămurită problema încadrărilor juridice, Curtea de Apel București poate face ultimii pași înainte să dea o decizie definitivă în acest caz atât de sensibil. O decizie ce totuși ar putea să nu fie dată până la sfârșitul anului, câtă vreme abia la termenul următor, din 17 noiembrie, va fi discutată componența completului de judecată. Asta după ce între primii doi magistrați investiți să judece acest dosar au apărut divergențe de natură juridică. Ar mai fi necesare alte cel puțin 3 termene pentru pledoariile finale și încă vreo câteva săptămâni bune pentru deliberare și motivarea unei decizii definitive. Ovidiu Anță, Pro TV. Criza forței de muncă din țara noastră a devenit o problemă, dovadă că Ministerul Muncii vrea să crească la un nivel record numărul de cetățeni din afara Uniunii Europene care vor să muncească aici. Peste 100.000 de străini vor putea primi avize de lucru anul viitor. Cu figurile lor exotice ne-am obișnuit deja. Îi vedem în restaurante și hoteluri, iar mulți lucrează în construcții și agricultura. Lama lucrează într-un restaurant de tip fast food din apropierea capitalei și este șeful echipei. Și-a lăsat familia în Nepal și a venit în România să muncească pentru că aici câștigă mai bine. De aproape 5 ani lucrează în țara noastră. Între timp și-a adus mai mulți prieteni și a început să învețe limba. Îți place în România? Da. De ce? Place aici tot persoana, se vorbesc bine, se mâncare ok, salariul bine, lasă. Managerul a apelat la forța de muncă străină pentru că risca să închidă 2 restaurante din lipsă de personal. Chiar avem anunțuri pentru angajare și nu perioada aceasta nu sună nimeni, nu câțiva.
În schimb, muncitorii asiatici sunt disciplinați, nu provoacă scandaluri și nu fug de la muncă. Așa că am ajuns să-i vedem peste tot. Reabilitează blocuri, lucrează în fabrici sau chiar în cabinete veterinare. Avantajele sunt că sunt foarte motivați, muncesc, poți să te înțelegi cu ei, prind foarte repede. I learn everything from my boss. The people they are okay. It's not so easy to stay here, you know. Another country, it's not my country. Yeah, without family. It's okay. I'm doing okay. Cei mai mulți lucrători străini sunt din Sri Lanka, Nepal, India și Bangladesh. Muncesc 8 ore pe zi, au cazare, masă și echipament asigurat. Pentru 2022 însă, Ministerul Muncii vrea să dubleze cota de muncitori străini, veniți din afara Uniunii, de la 50.000 la 100.000. Asta în condițiile în care toate aceste cifre sunt de 4 ori mai mari față de estimările de la începutul acestui an. În momentul de față avem o ofertă de locuri de muncă de aproximativ 480.000 de locuri de muncă și o cerere de aproximativ 200.000. Principalele domenii de activitate unde este nevoie de forță de muncă rămân construcțiile, transporturile rutiere, de mărfuri și industria ospitalității. Ne bucurăm de o toamnă frumoasă cu o vreme perfectă pentru plimbări la aer curat, inclusiv pe litoral, unde se vor înregistra și 19 grade în noiembrie. Dacă iubiți marea, indiferent de anotimp, hotelurile de 4 și 5 stele, atât din nord cât și din sud, sunt deschise. Pentru cei care au trecut recent prin boală, există inclusiv pachete de recuperare post-COVID. Deși nu mai este vreme de plajă, turiștii continuă să meargă la mare, în special pentru aerosoli. Este benefică această gură de aerosoli. Într-adevăr, se simte. Briza e nemaipomenită. Când ajungeți acasă, efectiv, cum vă simțiți? Oh, mă simt atât de bine că sunt atât de energică încât rar mă mai potolește cineva. Vântul bate dinspre mare, bate cu umiditatea asta plină cu aerosoli și această umiditate ajunge în plămânii noștri. Aerosolii stimulează aceste mecanisme, inclusiv producția de mucus, regenerarea epitelială și, bineînțeles, stimularea sistemului imunitar de barieră. Cei care se cazează la Eforie au la dispoziție piscine cu apă sărată. Pot face băi cu extracte din plante și diverse terapii care să le îmbunătățească starea de sănătate. Medicii au soluții inclusiv pentru cei care au făcut COVID și încă se resimt. Un pachet de recuperare post-COVID are prețul de 400 de euro pentru 6 zile, însemnând 30 de terapii în total, 5 terapii pe zi. O altă opțiune este sanatoriul de la Techirghiol. Este un masaj oscilatoriu profund, care ajută la drenarea secrețiilor bronșice. O procedură post-COVID. A fost un moment dificil. La recomandarea medicului am venit la recuperări și recuperările văd că funcționează. Aici, clienții vor face 12 zile de gimnastică respiratorie. Tarifele pleacă de la 270 de lei pe zi. A crescut și numărul de pacienți care se adresează pentru recuperare, pentru că și complicațiile sunt pe măsură. Atât în centrele spa, cât și în hoteluri, accesul se face doar pe baza certificatului verde. Gradul de ocupare a locației noastre este undeva între 30-40%. În acest sfârșit de săptămână, vremea va fi frumoasă la mare, cu o maximă anunțată de 19 grade Celsius. Românii încep să-și diversifice gusturile și să depășească etapa în care credeam că doar specialitățile tradiționale sunt bune. Astfel au prins curaj și au încercat brânzeturile rafinate, care merg de minune cu fructe și cu vinuri de viță nobilă. Lăsate la maturat luni întregi după rețetele franțuzești, italienești sau elvețiene, aceste produse au crescut în vânzări și cu 20%. Se cumpără însă în cantități mici, inițial din curiozitate. La poalele munților Trască, în județul Alba, se produc nou sortimente de brânzeturi maturate cu chili, trufe, levănțică, busuioc, nucă, dar și cu mucegai nobil alb. Aici avem o brânză maturată cu trufe, care are nevoie de circa 4 luni de maturare. Procesul are loc la temperatură și umiditate controlată. Timpul de maturare poate să ajungă și până la 6 luni pentru desăvârșirea aromelor. Gusturile românilor se îndreaptă spre aceste brânzeturi maturate cu diverse mirodenii. Aceste produse au înregistrat cea mai frumoasă creștere, undeva la peste 20% în acest an. Pentru cei deschiși la nou, manufactura de brânză Cun din județul Mureș poate reprezenta un punct de interes. În atelierul Cochet se prepară numai puțin de 13 feluri de brânză. Este o brânză verde, este cu lavandă și spirulină. Spirulina, care este un produs din alge, ne oferă o culoare foarte intensă și verde.
Lavanda îi oferă o aromă deosebită. S-a dezvoltat foarte mult gustul oamenilor, își doresc tot mai mult produse de o diversitate mai bogată, tind spre produse mai maturate. În această băcănie din Cluj-Napoca se vând foarte bine specialitățile italienești. În ultima vreme, publicul român dorește porții mici de brânzeturi speciale, cum e camembertul de capră, bastardo di grappa, o brânză din Veneto, și își face un platou cu tot ce e aici, un pic din fiecare și o cină perfectă în familie. Dacă nu am mai putut cheltui banii pe plăceri în altă parte, atunci cred că i-am redirecționat spre a ne păstra stilul și nivelul la care ne-am dorit să fim, nivelul de viață la care ne-am dorit să fim, și am început să consumăm produse mai calitative. Participanții la un studiu care promovează brânzeturile locale au mărturisit că sunt dispuși să dea în jur de 100 de lei pentru specialitățile maturate. În același timp, 3 din 10 români nu au pus niciun ban deoparte în ultimul an. Cei care au reușit totuși au economisit sume mici care nu le ajung pentru mult timp. Dacă ar rămâne fără surse de venit în acest moment, numai 20% ar avea fonduri suficiente ca să supraviețuiască un an sau mai mult. Studiul demonstrează că expresia a trăi de pe o zi pe alta este chiar o realitate pentru mulți oameni, nu o metaforă. Dacă ar rămâne fără bani în acest moment, 12% dintre cei chestionați spun că ar avea bani pentru mai bine de un an, iar 8% pentru un an. Restul s-ar descurca doar câteva luni. Sau mai rău, nu au niciun leu pentru zile negre. Cât reușiți să economisiți? Ei, puțin, 2-3 milioane, ceva de genul acesta. Cam 1000 de lei. Mai intrăm în ei, iar mai punem la loc. Cei mai mulți spun că au salarii foarte mici, așa că la final de lună, după ce trag linie, rămân cu puțin bani. Doar 3% dintre românii care au răspuns sondajului nu sunt în această situație. Peste 60% recunosc că le rămâne o sumă mică, iar 13% nimic. Luna care pui deoparte, toate cheltuielile se duc în altă lună, adică e o așa zisă economie. De ce nu reușiți să puneți bani deoparte? Nu-mi permit. Cheltuială mare. Copii mulți, mâncă mult. Studiul a fost făcut în 10 state și arată că aproape 20% dintre spanioli, cehi și cei din țările baltice nu au pus bani deoparte în ultimul an de pandemie. Românii sunt pe penultimul loc în acest sondaj, cu 34% care nu au economisit în ultimele 12 luni, aproape cât mexicanii. Potrivit Institutului Național de Statistică, în trimestrul al doilea din 2021, veniturile unei gospodării din România au fost de peste 5.500 de lei. Pe de altă parte, cheltuielile unei gospodării au fost de peste 4.700 de lei. Cele mai importante venituri sunt din salariu, 70%, urmează ajutoarele sau veniturile sociale, 20%, iar autoconsumul îl reprezintă 10%. Când rămân fără bani, 19% dintre români spun că iau împrumuturi de la bănci, 46% de la prieteni, părinți și alți membri de familie. Studiul a fost realizat pe un eșantion de peste 5.000 de persoane. Deși copiii sunt în a doua săptămână de vacanță, mulți dintre ei au continuat să participe la ore online cu profesori care fac un soi de voluntariat. În timp ce copiii nu se rup de școală, dascălii își ușurează orele de recuperare și nu doar cei care predau matematică sau română. X și acum scriem 2 minus X pe lângă X pătrat minus X plus 1. Da, foarte bine, bravo! De acasă, din fața unei table, Cătălin Spiridon, profesorul de matematică, le explică de zor elevilor săi din ultimul an de liceu. Am decis să lucrăm și pe perioada de vacanță cu copiii interesați, activitate benevolă, fără a pune absențe, fără a face notare în perioada asta. Sunt și dascăli care lucrează cu elevii din clasele mai mici. Ia să vedem, Raul, la 21A, cum ai răspuns? Am zis 2, 4, 6, 8 și 0. Unii profesori au preferat să meargă la școală, pentru că acolo se simt în largul lor. Indiferent că este online, că este hibrid, că este în formatul fizic, am sentimentul că aici îmi fac cel mai bine datoria. Mii de elevi, în special cei care vor trece anul viitor prin examene, participă la astfel de lecții. Amalia, ce este baza? Un pătrat. Toți profesorii care predau discipline de bacaloriat din școală au acceptat acest sistem de a lucra. Și, surprinzător, sunt copii care au vrut să studieze și alte materii, nu doar pe cele de bază.
Le-am stabilit din timp orarul de o oră jumate pe zi, 8 zile din cele 10 de vacanță. Am făcut 4 ore pe săptămână de română, 4 ore de istorie și 2 de geografie. E vorba de un proiect de voluntariat. I-am spus certificat verde pentru educație. 23 sau 24 de profesori lucrează. Avem de la disciplinele de bacalaureat, de la matematică română, informatică, istorie, geografie, biologie, chimie, până la activitățile sportive. Au nevoie, în primul rând, de continuitate, de stabilitate. Au nevoie să știe că cineva îi ajută, că cineva îi susține, că cineva îi aude. Deocamdată, profesorii nu sunt plătiți pentru aceste ore. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a anunțat că școala va începe luni, 8 noiembrie. Parchetul european condus de Laura Codruța Kövesi a făcut astăzi primele percheziții în România la Oradea. Procurorii europeni investigează o posibilă fraudă cu TVA comisă în Germania cu ramificații în alte 4 state, Cehia, Slovacia, Italia și România. La noi au fost percheziționate locuințele a 3 cetățeni. Prejudiciul în acest caz depășește 10 milioane de euro. În România se va construi o uzină cu mini-reactoare nucleare până în 2028. Anunțul a fost făcut după o întâlnire dintre președintele Klaus Iohannis și reprezentantul special al președintelui Statelor Unite pentru Climă, John Kerry. Acest tip de centrală, dezvoltată de o companie americană, nu a fost construită nicăieri până acum. Este o decizie curajoasă, veți fi pionieri în domeniu, i-a spus oficialul american președintelui Iohannis. Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii ar urma să se concretizeze într-o uzină cu reactoare modulare de mici dimensiuni, cu tehnologie americană, diferită de ce avem deja la centrala de la Cernavodă. Un reactor modular este un tub cu un diametru de 3 metri, înalt de 20 de metri, așadar mult mai mic față de un reactor de la Cernavodă, care măsoară 43 de metri înălțime și 30 în diametru. Ca putere instalată, un mini-reactor are 77 de megawați, pe când unul de la Cernavodă de 9 ori mai mult. Într-un singur reactor de la Cernavodă ar încăpea peste 100 de mini-reactoare. Țara noastră ar fi prima din Europa care face pasul spre tehnologia mini-reactoarelor modulare. Capacity and from Eastern Europe. Romania aims to bring small modular reactors, so-called SMRs, online by 2028, support the transition to a low-carbon energy system. Reactoarele construite în subteran sunt scufundate în bazine cu apă, peste care se pune un capac de beton. Pe lângă producerea de energie electrică, ele pot fi folosite și pentru cea termică. Potrivit informațiilor de până acum, centrala din România ar putea costa peste $1 miliard și ar urma să fie construită de compania americană NuScale. Merge cât mai mult spre zona de 6 moduri. Proiectul care va fi dezvoltat în România va curge toate fulcile, trecem în toate fulcile caudine impuse de legislația în vigoare. O centrală cu 6 module ar putea asigura mai puțin decât produce un reactor de la Cernavodă, dar instalația ar putea da de lucru pentru 3.700 de oameni. Copiii cu vârste între 5 și 11 ani pot fi vaccinați anticovid în Statele Unite. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a anunțat că avizează recomandarea vaccinării la această grupă de vârstă. Așa că imunizarea poate începe imediat dacă părinții sunt de acord pentru aproximativ 28 de milioane de copii. Dozele administrate sunt mai reduse. Autoritatea de Reglementare în Sănătate din Statele Unite a autorizat încă de vineri serul Pfizer-BioNTech împotriva coronavirusului pentru copii între 5 și 12 ani. Pe de altă parte, guvernul grec instituie noi măsuri pentru persoanele nevaccinate. Acestea vor fi obligate să prezinte de 2 ori pe săptămână teste negative de COVID-19 pe care trebuie să le și plătească. Iar de la 1 noiembrie, certificatul verde a devenit obligatoriu la locul de muncă și în Austria. Între timp, acest val 4 al pandemiei lovește fără cruțare Bulgaria. În doar 24 de ore la sud de Dunăre au fost raportate 310 decese, un nou record sumbru pentru o țară cu mai puțin de 7 milioane de locuitori. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Колко пациенти ми помагат на ден да приемате? Зависи, може и трима, четирима да дойдат. А може да дойдат и на купи четиримата. Добре, сега като вие напакете, почти нямате легла. Колко легла има? Нямаме. La fel ca în România, unitățile de primiri urgențe din Bulgaria sunt pline de bolnavi aflați în stare gravă.
În secțiile de terapie intensivă din toată țara sunt aproape 700 de oameni care se luptă să supraviețuiască. Mai mult de 90% dintre ei nu sunt vaccinați. Много пристигат при нас хора, които са неваксинирани, с придружаващи заболявания, сърдечно-съдови заболявания, диабет, бъбречни такива. И точно при тези хора протича заболяването. Те понякога са имали по 4-5 реанимации и не могат да се държат на краката си. Докато ми обясняват как са останалите пациенти, понякога почват да плачат. И аз ги питам защо. Защото нямам сили да говоря, нямам сили да се прибера вкъщи. За съжаление имаме и млади пациенти, за съжаление имаме пациенти без придружаващи заболявания, които заболяват тежко и правят усложнения на бял дроб, на сърдечно-съдова. În ultimele două săptămâni, Bulgaria a avut cea mai mare rată a mortalității din Uniunea Europeană din cauza COVID-19. Vă vedeți că ceva ne e izmislină bolest. Умират хора, вие видяхте днес. То става за секунди. Всичко правим, но някой път не е болен. Ще гледахме тези колене сега. Дойде време да го правим и ние. La o populație de aproape 7 milioane, țara de la sud de Dunăre a înregistrat de la începutul pandemiei peste 24.300 de decese. Pe de altă parte, începând de sâmbătă, persoanele nevaccinate din Grecia sunt obligate să prezinte teste PCR sau antigen negative pentru a avea acces în instituțiile publice, magazine sau bănci. La fel, angajații din sectorul privat și cel public, care nu sunt vaccinați, vor trebui să prezinte de două ori pe săptămână dovada unui test negativ. Numărul infectărilor crește în Grecia, unde rata vaccinării anticovid a atins 63%. În Austria, încă de la 1 noiembrie, certificatul verde este obligatoriu la locul de muncă, acolo unde în birou există mai mult de o persoană. Deja, austriecii aveau nevoie de certificatul verde pentru a intra în restaurante, la cinematografe, teatre sau pe stadioane. Măsura guvernului vine după ce în ultimele 24 de ore Austria a înregistrat peste 3700 de cazuri noi de infectare, un nedorit record care nu a mai fost atins de 11 luni. Doi morți și un rănit într-un tragic și neobișnuit incident petrecut în Suedia la Uppsala. Un octogenar a căzut de la nivelul al 7-lea în foaierul Palatului Congreselor și Spectacolelor. Cam 1000 de oameni se adunaseră aseară pentru un spectacol tribut ABBA. Însă, cu o jumătate de oră înaintea începerii concertului, un bărbat în vârstă a căzut și a aterizat în foaierul deschis de la parter peste alte două persoane. El a murit, la fel și cel peste care s-a prăbușit. A treia persoană, o femeie, a fost dusă la spital cu răni ușoare. Poliția încă anchetează ce s-a întâmplat. Este prea devreme să spunem dacă a fost un accident, o tentativă de sinucidere sau cineva l-a împins, a spus purtătorul de cuvânt. Poliția australiană a găsit o fetiță dată dispărută în urmă cu aproape 3 săptămâni. Era încuiată într-o casă, iar povestea ei a provocat multă emoție în toată țara. Anchetatorii au declarat: am fost întâi șocați și apoi în culmea fericirii când copila de 4 ani ne-a confirmat: mă cheamă Cleo. It's a wonderful day and we never gave up hope. I wanted to be absolutely sure it was her, so I said, what's your name? And she didn't answer, and I said, what's your name? She didn't answer again, so I asked her a third time, and then she looked at me and she said, my name's Cleo. And it was, and that was it. Urmând indicii criminalistice, polițiștii au intrat cu forță înainte de răsăritul soarelui într-o casă dintr-o localitate situată la 900 de kilometri de Perth și au găsit-o pe Cleo singură într-o cameră. Ulterior a fost arestat un localnic în vârstă de 36 de ani. Copila era în vacanță cu familia când a dispărut dintr-un camping în noaptea de 16 octombrie. Cleo și suriarea ei mai mică dormeau pe saltele în primul compartiment al unui cort, iar mama lor dormea în celălalt compartiment. Dimineața, fiica cea mare nu mai era. Imediat a fost declanșată o uriașă operație de căutare din aer pe uscat și pe mare. Poliția anunțase și o recompensă de $1 milion australieni.